Ia să vedem. Șapte lucruri din noua creație. Fiți bineveniți la un nou episod din studiul nostru în Cartea Descoperirilor. Am ajuns la capitolul 21 și capitolul 22 din Cartea Apocalipsei. După câteva discuții preliminare în care am văzut cum de știm ceea ce știm, cum de ni s-a spus ceea ce ni s-a spus, când Apostolul lui Pavel nu i-a fost îngăduit să ne spună și acum Ioan are voie să ne spună. Mai mulți îi se poruncește să noteze și să ni se spună. Și am răspuns la cea de-a doua întrebare: cât putem pricepe, și ne-am ne -am dat seama că vom avea mari dificultăți. În episodul acesta vom încerca să parcurgem primul din cele șapte elemente din noua creație. Cu o uimită admirație, vândem să pășim împreună prin cele șapte lucruri din noua creație și vom începe cu primul. Dar vom, primi, vom privi smeriți de pe țărm, spre eternitatea care ne așteaptă. Greu lucru ceri. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem. Primul, capitol din, primul verset din capitolul 21 din Apocalipsa spune Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Avem de-a face cu o nouă vedenie. Capitolul începe cu această știre. Apoi am văzut. În vedenie aceasta apare un cer nou. Terminologia vine din limbajul Vechiului Testament. O întâlnim în Cartea Profetului Isaia, de exemplu. Am mai citit versetele acestea. Isaia 65-17 și Isaia 66-22. Căci iată, zice Domnul, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vor dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Dar ce înseamnă cer? Și câte ceruri există? pentru a ne disciplina cât de cât imaginația și pentru a oferi de celebrele ei excese, este bine să ne întoarcem puțin la locul în care a apărut prima oară termenul cer în Biblie, și anume la Cartea Genezei, capitolul 1. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și a să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Și tot în capitolul 1, de data aceasta, în versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului. I-a plasat în întinderea aceasta. Ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Și Dumnezeu a dat sentimentul de cronologie existenței noastre terestre. Aflăm deci că cerul este o întindere, un spațiu creat și intrinsec legat de noțiunea de timp. Cornilescu traduce în alte locuri acest lucru cu termenul boltă, foarte semnificativ. Iată-l, de exemplu, în cartea lui Iov, care este una din cele mai vechi cărți ale Bibliei, cu cunoștințe pe care oamenii încă le moșteniseră de la Dumnezeu. Iov, capitolul 22, versetul 14. El înfășoară în norii, nu vede nimic. Bolta cerească abia dacă o străbate. Și iată, iarăși, Iov, capitolul 26, versetul 10. El, Dumnezeu, a tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Sub bolta aceasta se întâmplă succesiunea zilelor, a anotimpurilor, a anilor. În întinderea aceasta există cronologie. Iată termenul acesta și în Amos, capitolul 9, versetul 6. El, Dumnezeu, și a zidit cămara în ceruri și a întemeiat bolta deasupra pământului. Cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Numele lui este Domnul. Dacă ne gândim un pic, expresia boltă exclude imaginea unui plan bidimensional și trimite automat la ideea de spațiu de întindere spațială. Bolta este întotdeauna localizată sus. Așa este și cu ideea de cer în Biblie. Cerul este deasupra, deasupra realității noastre limitate, în hiperdimensiunile superioare ale existenței create de Dumnezeu. De exemplu, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1 și 2, lui Ioan se poruncește, suiete aici. Și îți voi arăta ce are să se, se întâmple după aceste lucruri. Ieși de sub bolta aceasta a spațiului și a timpului și am să-ți arăt viitorul. Numai decât am fost răpit în Duhul și am văzut că în cer era pus un scaun de Domnie. Am să reiau aici câteva din lucrurile pe care le-am sus în comentariul făcut la Apocalipsa, capitolul 4. Unde este cerul? Unde este cerul? Apostolul Ioan nu a fost răpit sus într o dimensiune a spațiului actual. Pentru că ceea ce este sus pe o parte a sferei Pământului este jos pe cealaltă. Ioan a fost promovat în sus în ideea ridicării lui în alte realități ale hiperdimensiunilor de dincolo de lumea noastră. Am spus intenționat spațiul cerului, pentru că înțelegerea acestui concept este singura care poate pătrunde apocalipsa, unde revelațiile divine se vor purta când în cer, când pe pământ. Iată o imagine. Aș vrea să o păstrați în timp ce mă ascultați vorbind, pentru că ea vorbește despre existența celor trei întinderi caracteristice pe care ne este dat nou să le cunoaștem acum există mai multe, există mult mai multe decât acestea, așa cum vom vedea imediat. În originalul ebraic, pentru termenul întindere, este folosită expresia shamaim, care are formă de plural, ceruri. Întinderea este la, la plural, întinderile, spațiile. Comentatorii sunt de părere că ea trebuie înțeleasă în contextul celor trei ceruri pomenite de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2, unde amintește de una din experiențele supranaturale pe care le-a avut. Am spus una din su experiențele supranaturale pe care le-a avut, pentru că Apostolul Pavel a avut prima experiență supranaturală pe drumul Damascului. După aceea a mers în Arabia și el va mărturisi mai târziu că Evanghelia lui nu este de o și omenească, nu a primit-o de la niciun om ci direct prin descoperire dumnezeiască de la Domnul Isus Hristos. Iată ce spune Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Este fascinant că Pavel ține să precizeze că nu știe dacă pătrunderea lui în cel de-al treilea cel a fost făcută în trup sau fără trup. Trupul nefiind un instrument strict necesar pentru o asemenea călătorie. În mod similar, când a scris Apocalipsa, Ioan folosește expresia eram în duhul. Și o folosește 1, 2, 3, 4, de patru ori. Unii împart chiar cartea Apocalipsei în această succesiune de patru vedenii. Pe care le-a avut Apostolul Ioan. Expresia eram în Duhul apare în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10, capitolul 4, versetul 2, când se spune să meargă sus, în capitolul 17, versetul 3, și aici, în capitolul 21, va apare iarăși în versetul 10. Deci. Termenul întindere folosit în traducerea română a lui Cornilescu este ideea de spațiu delimitat, distinct de alte domenii de existență. Fiecare întindere, adică fiecare cer este distinct de celelalte. Cerul atmosferic, aflat între apele de sus și apele de jos, identifică spațiul atmosferic care înconjoară pământul. Cerul astronomic sau cosmic nu trebuie considerat doar ca o extindere a cerului atmosferic. Nu e la fel. Nu poate să fie la fel. E alt cer. Astronim, astronomii ajung încet, încet la părerea că acest spațiu cosmic este influențat de undele gravitaționale, de găurile negre, de materia neagră din Univers, pe care nici nu o putem detecta, de curbura spațiu-timp și de cu Totul alți factori pe care nici nu-i știm astăzi. Nu considerați Cerul Cosmic ca o extindere a Cerului Atmosferic, pentru că faceți o mare greșeală. Dincolo de aceste două Ceruri, există însă al treilea Cer, care este locul prezenței ființelor cerești. El este supranatural, spre deosebire de cerul terestru și cerul cosmic, pentru că nu face parte din limitările lumii materiale în care evoluăm noi. Aceasta este o frază pe care trebuie să-i să fac un amendament. La creație și în procesul lucrării lui Dumnezeu cu creația, mi se spune că stelele cerului izbucneau în cântece de veselie. Noi vedem materia moartă. Se pare că nu este chiar așa de moartă. Creația comunică cu Dumnezeu în feluri și pe căi pe care noi nici nu le bănuim astăzi. De aceea ni se spune în altă parte, suntem avertizați în altă parte, că dacă noi tăcem, pietrele vor striga. Și nu de puține ori Dumnezeu ia ca martor cerul și pământul. Dumnezeu vorbește cu munții, pentru că omul nu vrea să asculte. Și munții și cerul pot să vorbească cu Dumnezeu. Și probabil mărturia lor va fi cunoscută de fiecare dintre noi când vom ajunge dincolo. Așa că faptul că doar cel de-al treilea cer este supranatural e o expresie care a început să nu mai îmi placă. Probabil că ar trebui să-l numim cerul acesta care ne depășește pe noi un fel de hiperspațiu, un domeniu de existență cu mult mai multe dimensiuni decât cele din complexul spațiu-timp al cerului nostru atmosferic. Când spun hiperspațiu, mă refer la ceea ce spune uh, dicționarul. Hiperspațiu înseamnă un spațiu diferit de cel euclidian. Având mai mult de trei dimensiuni sau de patru atunci când timpul este considerat a patra dimensiune adusă de Einstein. Este utilizată în fizică și astrofizică de exemplu în teoriile lui klein despre supergravitație și despre supercorzi sau super fire ca pietre fundamentale ale materiei hiper spațiu sper să ne familiarizăm cu noțiunea aceasta pentru că voi mai folosi de câteva ori Acum, bineînțeles că noi nu spunem că Dumnezeu există în hiperspațiu, pentru că El nu poate fi limitat de niciun fel de dimensiune, nici una, nici două, nici nouă, nici 99. Dumnezeu este Spirit infinit și perfect. El, nu, El poate fi și imanent, în crea, pătrunzând în creație, dar poate fi și transcendent, ieșind oricând din ea. Aduceți-vă aminte de aparițiile și disparițiile Fiului Lui Dumnezeu de după înviere. Datele Bibliei îi îndreptățesc pe cei ce cred că nu trăim într-un univers, ci într-un multivers, mai multe universuri, în care Dumnezeu are o mulțime de alte făpturi, cum ne spune Noul Testament. Iată ce -te, citim doar într-un text. Neemia, capitolul 9, versetul 6. Marele cărturar. Tu, Doamne, numai tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea ta. Vezi și Deuteronom, capitolul 10, 14, 1 Reci, capitolul 2, versetul 27, psalmul 68, 33 sau celebrul Psalmul 148, versetul 4. Timpul mă limitează să vă invit pe voi să citiți singuri aceste versete. Trecerea dintr-un cer în altul, din cel atmosferic, de exemplu, în cel de-al treilea cer, nu trebuie văzute și vizualizată dimensional și calitativ. Ca să pleci din cerul atmosferic să ajungi în cel de-al treilea cer, nu trebuie neapărat să treci prin cerul cosmic. Cel de-al treilea cer nu este foarte departe. Cum propunea naiv Mihail Eminescu în poezia Luceafărul, din care citesc câteva versuri. Porni Luceafărul, creșteau un cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de de sub deasupra e cer de stele părea un fulger neîntrerup rătăcitor prin ele. Nu așa călătoresc ființele din hiperspațiu, ființele supranaturale. Adăugarea de dimensiuni noi dincolo de cele ale spațiului și timpului din cosmosul nostru schimbă total ecuația. Dumnezeu, îngerii și demonii pot exista în, proximitatea noastră imediată. Mai mult, demonii pot exista chiar în lăuntru nostru. Într-un trup poate încăpea, așa cum am aflat din Noul Testament, o legiune. Tot așa și Duhul lui Dumnezeu ne poate umple pe dinăuntru. Și Apostolul Pavel spune că moară aceasta o purtăm în niște vase de lut. Nu sunt dimensiuni spațiale, sunt altfel de dimensiuni. În revelația Scripturii, cerul este legat direct de sfera de existență a lui Dumnezeu. Creatorul este deasupra lumii noastre. În sensul că este net superior, este dincolo, neîncăput și nelimitat de lumea noastră. De aceea îi se mai spune și cel prea înalt. Acest nume divin este legat de dimensiuni, de hiperdimensiuni și de transcendența lui Dumnezeu. Purul el va rămâne mai presus de orice se poate crede sau gândi. Dumnezeu este neimaginabil. Un creator care nu poate încape în dimensiunile creației. Pentru familiarizarea cu terminologia aceasta ebraică, dați-mi voi o mică explicație. Term Particula prea, din termenul prea înalt, cel prea înalt, este caracteristică limbii ebraice și este ceva ce nu-și are corespondentul în gramatica sau în limba română. Și nu are corespondent în limbajul nostru de fiecare zi. Nu ne trebuie. Nu ne lovim de ea. Ea este aplicată doar atunci când este vorba de existența hiperdimensiunilor și de alte lumii. Gradele noastre de comparație pentru adjective și adverbe sunt pozitiv, comparativ și superlativ. Spunem, de exemplu, că ceva este. Sau cineva este fericit? Este mai fericit? Este cel mai fericit? Sau este foarte fericit? Pentru un studiu gramatical puteți citi aici. Și vă invit să mergeți să citiți despre gradul pozitiv, gradul comparativ, gradul superlativ, gradul superlativ relativ, gradul superlativ absolut și despre marile excepții ale adjectivelor fără grade de comparație. Biblia traduce însă în limba română un grad de comparație ebraic. Atunci când vorbește despre prea. Și avem compuși aceștia prea fericitul Dumnezeu. Sau de noțiunea de prea prea sfânt, aplicată fie la una din încăperile cortului întâlnirii, vă aduceți aminte, locul sfânt și locul prea sfânt. Fie aplicată de-a dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu este prea sfânt. Ortodoxia vrea să sublinieze apartenența Fecioarei Maria, de exemplu, la dimensiunile divine, numind-o prea curată. Nu e suficient să fie curată. Mai curată. Cea mai curată. Foarte curată. Greco-ortodoxia îi spune e prea curată și este prea sfântă. Ideea este de ceva de dincolo de lumea noastră. Dincolo de lumea noastră obișnuită, ceva care nu încape în percepția noastră obișnuită. Când îi cântăm lui Dumnezeu, de exemplu, vrem ca mesajul nostru să ajungă dincolo de tavan, în bolțile cerului. De aceea noi îl preamărim pe Dumnezeu îl prea mărim pe Dumnezeu. Numirea de Dumnezeul prea înalt este definiția care aparține unei alte ordini de lucruri de deasupra lumii noastre. Este una din cele mai străvechi numiri ale Dumnezeului transcendent. Și vă rog să mergeți puțin mă un pic cu mine prin Biblie. Ea apare în viața, activitatea și limbajul lui, țineți-vă bine, Melchisedec preot al Salemului, venit dintr-o amintire comună a omenirii izvorâte din Noie. Melchisedec este o taină, dar unul din lucrurile care îl știm despre Melchisedec este că e descendent din Noie, din acea mică familie, din care a explodat apoi demografia lumii de după Noie. Și Melchisedec a moștenit prin Noie ceva din revelația pe care a avut omenirea dinainte de potop. Și iată ce citim în Geneza, capitolul 14, într-o povestire cu termeni pe care astăzi nu mai folosim. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Cine nu-l vede pe Domnul Isus aici, nu-l mai vede niciodată. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Aici întâlnim expresia. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram „Dăm oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei Ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Este clar că particolul aceasta prea așezată lângă adjectivul înalt, definește transcendenta creatorului, transcendența creatorului care nu încape în creație. El este ziditorul cerului și al pământului. El stă în afară și le zidește pe acestea. Un element sau o persoană este definită ca prea înalt atunci când nu încape într-o dimensiune anumită a lumii. Spunem, de exemplu, de un brat de Crăciun. L-am cumpărat de afară și l-aducem în cameră, nu încă vezi O, oh, o, oh, e prea înalt. E mai presus de dimensiunea pe care am luat-o în considerare. Dumnezeu locuiește în alte dimensiuni. Dincolo de toate dimensiunile pe care ni le putem închipui sau nu ni le putem închipui noi. La Ioan, în capitolul 4, este vorba despre ieșirea spre dimensiunile unei lumi paralele cu lumea noastră. Imaginea aceasta este o reprezentare grafică în două dimensiuni. Aceste trei spații implică ideea de prim spațiu, a doilea spațiu și al treilea spațiu. Ea explică, dar și deformează, pentru că cele trei ceruri nu sunt unele după altele, ci unele în altele, paralele și între pătrunse unul cu celălalt. Îngerii pot fi aici, demonii pot fi aici, Duhul lui Dumnezeu poate să fie în mine. Eu pot să fiu și aici și în momentul acesta sunt în Hristos, în locurile cerești. V-am spus că sunt lucruri mai grele, dar sper să putem merge împreună prin ele. Cât poate dura o astfel de călătorie din lumea noastră într-alt cer? harul pocăit de pe cruce a aflat că transportarea se face instantaneu. Într-un real nespus scurgerii timpului așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Luca, capitolul 23, versetul 43. Iisus i-a răspuns tâlharului pocăit. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Drăguțul de el îi spusese Domnul Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus spune, îți dau mult mai mult. Astăzi vei fi cu mine în rai. Dar avem de-a face cu un paradox. A treia zi după calendarul nostru, când Maria a vrut să-i cuprindă picioarele Domnului Iisus, el i-a zis, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ioan capitolul 20, versetul 17. Întrebare. Cum de a putut să-L ducă Domnul Iisus pe telhar în rai astăzi, când peste trei zile încă nu se suise la tatăl? Singura explicație logică este că există un astăzi din afara timpului cunoscut de noi. O altfel de scurgere a evenimentelor, a evenimentelor din hiperdimensiunile lumii lui Dumnezeu. Ca să-l deosebesc de cronologia planetei Pământ, eu l-am numit pe alocuri timpul profetic. Cu un prezent continuu pe care se poate aluneca după voie și în viitor. Și în trecut. Iar telharul de pe cruce a ajuns în momentul morții, pentru o altă ordine a lucrurilor, unde există un astăzi. Un astăzi. Este astăziul acela din epistola către evrei, care ține, spune, Duhului Dumnezeu din Vechiul Testament. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Există un astăzi în care poți intra. Un astăzi, un astăzi ca un prezent continuu. Un, astfel, un astăzi de dincolo de lumea noastră. Mai multe lumi putem călători dintr-una într-alta. Au făcut-o alții înaintea noastră, iar în capitolul 21 din, 21 din Apocalipsa suntem invitați să pășim și noi în vedenia lui Ioan și să vedem lucrurile de dincolo. Și primul lucru pe care îl vedem dincolo este o altă sferă de existență, un alt cer. Aș vrea să mă ajut cu ceva. Filmele științifico-fantastice de astăzi ne-au adus ideea de portal. Portal este o poartă un fel de ușă care poate apărea oriunde, înleznindu-ne trecerea dintr-un univers într-altul. Probabil că ați văzut filme în care actorii pășesc printr-un fel de oglindă sau o scurgere de apă sau ceva care uh, vibrează așa suspect și dintr-o dată dispar și apar dincolo, ca pe partea cealaltă a unei găuri negre. Ideea nu este nouă. Ea i-a venit și patriarhului Iacov. În urma visului pe care l-a avut, când a văzut o scară pe care îngerii lui Dumnezeu se urcau și coborau din cer deasupra lui. Atunci Iacov a exclamat: Geneza, capitolul 28, 16-17. Iată ce citim. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: "Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor." Portalul. Sunt aproape sigur că majoritatea celor ce au citit acest pasaj din Cartea Genezei nu au observat anomalia din text. Îngerii sunt prezentați în Biblie ca ființe naripate. Deci, în mod normal, ei nu au nevoie de o scară cu trepte pe care să urce ca oamenii. Ideea revelației din vis era că Dumnezeu veghează continuu asupra lui Iacov, oriunde ar merge. Că lumea nevăzută este mult mai aproape de el decât își poate el da seama. Aparițiile îngerilor și teofaniile îngerului Domnului din Vechiul Testament s-au produs tocmai prin astfel de intrări ale ființelor din hiperspațiu în Universul nostru cu patru dimensiuni. Acești musafiri n-au venit la noi din depărtările infinite, ci din eternitatea de lângă noi, din împărăția aceasta a cerurilor care per permează totul. Revenind la Apocalipsa. Dacă am reușit să nu ne pierdem pe drum, da? Revenind la Apocalipsa, iată, am văzut ceruri noi și un pământ nou. Un cer nou înseamnă o lume nouă. Un cer nou înseamnă o lume nouă. Este primul element din cele șapte din seria lucrurilor din noua creație. Cerul cel nou pe care l-a văzut Apostolul Ioan în Apocalipsa 21 nu trebuie confundat cu un alt cer ca acesta. Nu este un alt cer, dar de aceeași natură cu cel de astăzi. Termelul, termenul grec folosit în original este kainos. Și nu este cronologic, vechi, prezent, nou, ci este calitativ. Am văzut un cer de, deosebit, de altă calitate. Un cer nou va fi un cer total diferit de acesta, cu alte dimensiuni, și cu un acces liber spre alte ceruri din creația lui Dumnezeu, și mai ales cu cel de-al treilea cer, acolo unde este prezența copleșitoare a lui Dumnezeu. Este o întindere cu altfel de dimensiuni. Intrăm în hiper -dimensiunile Existenței Divine. Aduceți-vă aminte cu câtă minu minuțiozitate a ținut Ezechiel să ne descrie vedenie din primul capitol al cărții sale, și totuși, cât de insuficiente. Sunt cuvintele lui pentru a ne putea imagina ce a văzut el acolo. Când apar hiper, hiperdimensiunile altei creații, imaginația noastră este neputincioasă. De aceea, nici în Apocalipsa nu vom pătrunde total în esența lucrurilor descrise. Va fi însă așa de net superioară acestei creații actuale, așa de desăvârșit în împlinirile personale pe care ni le va oferi, încât ni se promite că nici nu ne va mai trece prin minte să ne amintim de prima creație. O, oh, Doamne, adu vremea aceea! Că ceată eu fac lucruri noi și un pământ nou. Vă aduceți aminte, da? Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Apocalipsa, capitolul 21 și 22, marchează trecerea noastră dincolo de limitările stării smerite în care am fost închiși datorită căderii primilor oameni în păcat. Vedenia unui cer nou definește intrarea noastră în gloria lucrurilor eterne. Împlinirea unor năzuințe înscrise și întreținute de Dumnezeu în noi până și în modelul de rugăciune Tatăl nostru. Sunt sigur că ați observat sau măcar ați intuit ceva transcendental atunci când ați rostit primele cuvintele acestei rugăciuni. Tatăl nostru care ești în ceruri, la plural. Precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune pentru Apocalipsa. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune care întreține în noi speranța și dorința de a fi reintegrați în lumea hiperspațiului a cerurilor lui Dumnezeu, căci a ta este toată puterea, măreția și slavă, din final. Noutatea pe care trebuie să o comunicăm unora este însă că noi nu vom exista etern în cer, ci vom trăi pe un pământ nou, iar despre aceasta se cuvine să spunem măcar câteva cuvinte. Noi nu vom sta undeva pe un nor cu o harpă și vom pluti în spațiu. Dincolo de cerul acesta nou, data viitoare ne vom întâlni cu pământul cel nou. Țineți-vă bine! Ne așteaptă eternitatea plină de lucrări și lucruri extraordinare. başla